Anual, pe 6 iulie, sărbătorim Ziua Internațională a Sărutului. Instituită încă din anul 2006, această zi își propune ca noi toți să conștientizăm frumusețea și profunzimea acestui gest aparent banal. Expresia afecțiunii umane, sărutul face ca în corpul nostru să se libereze un amestec de hormoni care contribuie la o stare de bine și de fericire. De asemenea, săruturile frecvente reduc tensiunea arterială, îmbunătățesc sistemul imunitar și reduc alergiile. Dar în această perioadă e bine să ne sărutăm doar cu persoane apropiate. Intimitatea sărutului este una de a obține o stare de bine, o stare de plăcere și în care creierul emană produce, de fapt, oxitocina, dopamina, serotonina și asta dau clar o stare de bine, de relaxare, poate de împlinire. Are un rol benefic asupra organismului, din punct de vedere emoțional, în primul rând, și sigur că poate fi și erotic. Suntem într-o stare de situație medicală deloc plăcută și atunci e bine să păstrăm distanța și să nu facem asta cu persoane pe care nu le cunoaștem. Dar dacă suntem în cuplu, da, este indicat să facem cât mai des cu putință, tocmai pentru această stare de bine. Vâlcenii sunt puțin timizi și rezervați când este vorba de sărut, mai ales în această perioadă de pandemie. Sărutul, cred că toată lumea, mai ales tinerii, știu ce mai, pentru că atunci la tinerețe primul sărut nu îi preluiți niciodată. Știți cum este probabil și dumneavoastră. E un act de... Un simbol al iubirii. Așa? Și de dragoste, care sunt cele mai frumoase sentimente. La voastră vă mai sărutați? Păi cam, da, aproape în fiecare zi. Domnul ce spune? Ca să nu uităm. Știți că sărutul are efecte asupra sănătății, în sensul că... Vă dă o stare de bine? Nu numai o stare de bine, ci că dă drumul la endorfine ca să emanare și atunci totul e sănătate care ajută organismul. Sănătate și corporală. Am înțeles. Așa că dumneavoastră practicați, să înțeleg, sărutul mai des? Nu. Păi de ce? Nu suntem extra familiari, suntem o familie. Sărutul este dovada iubirii, acum depinde de intensitatea care se petrece. Și vă sărutați des? Da. Da? Am înțeles. Cum e cu sărutul acum, în pandemie? E ok. E ok, la fel? Nu, la fel, dar e ok.